Ce face Mario Fresh atunci când nu se află în studioul de înregistrări sau cu Alexia Eram? Ei bine, iese în oraș cu o altă femeie. Nu, nu vă faceți gânduri necurate, artistul este cât se poate de fidel. De data aceasta, cea care s-a bucurat de compania lui Mario a fost chiar sora acestuia venită în România pentru câteva zile. Tânăra locuiește în America, iar rarele vizite pe meleaguri autohtone reprezintă un prilej pentru a petrece cât mai mult timp cu celebrul ei frate. Prima oprire a celor doi a fost la un restaurant din cartierul Primăverii, acolo unde au luat un prânz copios. Ca un adevărat cavaler, cântărețul nu a lăsat-o nici în ruptul capului pe Raluca să achite nota de plată. Aventura lor nu avea să se oprească după ce au părăsit restaurantul din Primăverii. Mario și Raluca s-au îndreptat către o altă locație, mai precis o cafenea, doar că apelurile primite de ambii le-au cam perturbat subiectele de discuție.